Astăzi, în acest episod, din păcate, Dariusel2012 s-ar putea să rămână fără picior pe viață. A plecat de la spital fără să-și facă operația, iar dacă în următoarele ore nu se va duce la spital... Nu vreau să vă mai spun prea multe, vă las să vedeți. Hai, Dariusel, mamă, ridică-te! Ridică-te, mamă, hai, 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 că te ridic, hai, sus, mai repede. Bă, dar, așa, ușor, mamă, ușor, Dariusel, ți-am zis să te duci ușor, Dariusel, pune-te în scaunul cu rotile, ai grijă, Dariusel, și acum... Mami, fac cum mă presc, mergi, ticăluși, da, hai, sunt prost acum, da... Bă, trebuie să-i prost rău de tot, mă, Dariusele, mamă, bă, tu ești prost, Dariusele, te neci, omule, bă, Hai că te mai filmez cu camera ta, Dariusele, se face acolo, vizionare la... Mamă, Dariusel, băi, Dariusele, tu ce... Stai puțin, ce mi-ai spus tu mie când am ieșit de la domnul doctor de acolo? Ce mi-ai spus tu mie? Că fiantul mi-am uitat, hai să fiu cu domnul doctor iară. Păi nu, Dariusele, dar tu mi-ai spus cumva că gata, că ai dat banii și acum că mâine îți revii, ai zis, nu? Da! Măi, idiotule, cum să-ți revii dacă tu doar ai dat banii, ți-ai pus ăsta scaun cu rotile și el nu te-a operat, nu ți-a făcut nimic, nu te-a bandajat, nu ți-a făcut nimic la picior? Bunii, ajutor, bunii, sunt scaun de rotile, bunii! Dariusel, n-ai locul! Dariusel, nu la bunica ta! Dariusel, bă, nu mă duce pe mine la bunica ta, ai uitat că sunt certat cu bunica ta? Bunii! Bă, Dariusel! Dar nu poți să intru. Trebuie să achiși prost, Dariusele, bine, era locul ăla pe acolo, dar hai că nu-i mai zic eu, Dariusele. Ce râzi? Bunii, ajutor, bunii! Mamă, ăsta s-a duce la bunica sa, bine, nu știu dacă era bunica sa certată, am zis și eu așa, dar mi se pare că vorbeam mai că s-a strictă mai de mult de Dariusel și toate astea, hai să vedem ce face, ia chiar sunt curios care e faza, ia mă, a intrat pe aici, prostul, mamă, dar mi-era târziu în locul ăsta, dar ți-l să nu vadă Dariusel, mamă, deci asta era camera mea, eu când eram costumată, adică când nu eram costumată, mai că s-a strictă, eu ca Rafael, asta era camera mea, ați vrea să ne întoarcem pe aici, nu știu, scrieți-mi acolo în comentarii, dacă ați vrea să ne întoarcem acum, hai să ne revenim în rol. Dariusel, mamă, unde te-ai dus, Dariusel, mamă? Bunii, deci antenă, bunii, deci, da, bunii, deci făceam challenge-ul și Dariusel, mamă, nu mai țipa așa, că bunica ta e bătrână. Ok. Să rămână, da, sper că nu vă deranjez aici, nu? Adică, da, bună ziua, Dariusel, ce s-a întâmplat? Ce faci aici tu? Pe fiante nebunii, făceam și aceleuri nebunii și m-am lovit la picior, e vina ei! De ce să fie vina mea, mamă, Dariusel? De ce să fie vina mea? Că nu înțeleg, mamă. Băi, bunico, ăsta, fiul meu ăsta, bă, nu mă suport absolut deloc, știu că eram noi certate, dar băiatul acesta e sub orice critică. El s-a dus la doctor, s-a lovit, m-a pus să-l filmez, s-a lovit, a sărit ca fraierul de nu știu de unde, de pe un restaurant, a căzut jos, a vrut să facă ceva și a căzut și a rupt piciorul. S-a dus la doctor, i-a dat banii la doctor, tocmai chiar, da, chiar el i-a dat banii la doctor și doctorul acela, adică el a zis, aha, gata, mulțumesc domnul doctor și a plecat în scaunul de rotile și doctorul nu i-a făcut nicio operație, nu i-a făcut absolut nimic, adică el doar s-a urcat într-un scaun cu rotile, i-a dat banii și a plecat. Doctorul... Da, cine e ăsta, bunii? Da, cine e bătrânul ăsta? Bă, boșorule, cine ești? Bă, cu cine vorbești, mă? Mă, cine e domnul ăsta? Bună ziua? Ha? Bă, boșorule, bă! Gata, a scăpat de el! Da, Dariusele, da, ok, mamă, hai că ești prost, Dariusele, mamă, ia să vede. Vai, fiica mea, nu știi să ai grijă de un copil, vai, cum adică nu știu să am grijă de un copil? Te-am lăsat! Păi, dar, stai puțin, bunica, dar... Copilul, Dariusel, mi-a spus mie în felul următor: mamă, filmează-mă și pe mine că fac niște provocări și asta. L-am filmat, în primul rând. L-am filmat odată. Mă, Dariusele, ce faci, mă, asculți? Unde ești, mă? Dariusel, mă asculți, mamă, de ce tot mă aud? Dariusel, mamă, ce... ok, da, în fine. Ok, bunica, mamă, de fapt, că ești mama mea. Vreau să spun în felul următor. Deci Dariusel, în primul rând, a vrut să-l filme, să facă niște provocări, ca că s-a apucă el de YouTube, să facă niște provocări pe YouTube, nu știu ce. În al doilea rând, după aceea, bun, am început să filmăm toate bune, toate frumoase, bine că nu toate bune, că a făcut numai drăcie, a vrut să dea foc la casă, deci asta vreau să vă zic, a vrut să dea foc la casa mea, la casa noastră, să ne dea foc acolo, dar l-am oprit, adică a început să dea foc, dar am avut eu, am știut eu să-l opresc repede și pe lângă asta, în timp, el era, nu știu, să cânte undeva și practic, mi-a stricat absolut de tot, mi-a distrus cum ar veni pata în mine și... și-a stricat filmarea, adică a dat în mine, i-a căzut, în primul rând a dat în mine, ceea ce, ca un copil să dea într-o mamă, să dea Dariusel în mine, nu mi se pare normal deloc. Chiar vreau să-mi spui tu, bunica, dacă ți se pare normal așa ceva. Și pe lângă asta, vreau să-mi mai spun faptul că, deci a dat în mine, după aceea și-a pierdut filmarea de pe telefon și a zis să-și dea drumul la o altă filmare. Și-a dat drumul la altă filmare și... s-a aruncat de acolo, a zis că face nu știu ce, să se arunce în apă și s-a aruncat de pe un restaurant fix pe stradă și s-a stricat de tot. Adică s-a lovit. Și după aceea am ajuns la spital, acolo, i-a zis că până mâine, asta vreau să vă spun că până mâine, deci dacă Dariusel mâine nu o să aibă practic, gen, dacă nu o să aibă banii până la urmă, dar banii el i-a dat, asta e chestia, dacă operația nu se face până mâine, o să rămână fără picior. Și prostul de Dariusel, ca așa pot să-l numești și nu știu cum el, fiul meu și nepotul tău, chiar mi-e rușine cu el, sincer, și a stricat absolut de tot, chiar a stricat de tot și a bătut joc în ultimul hal, a plecat ca prostul de acolo, s-a dus, a mai intrat și în apă, a căzut pe un ponton și după aceea acum nu știu unde s-a dus, chiar sunt curios. Vai, fiica mea, nu știi să ai grijă de un copil, vai, păi, dar cum adică nu știu să am grijă de el? De ce să nu știu să am grijă de el? Cum adică, dacă el s-a aruncat și eu i-am zis, bă, dar nu știu, adică gen, el a făcut ca prostul, nu știu, uitați-vă că am filmarea aici, vă pot și arăta filmarea. Uite, haideți că vă arăt eu momentul, vă arăt momentul acum. Prima provocare este eu să sar de aici și să fac mâlgii. Ești gata, mami? Dariusel, de unde sari? De unde sari? Dariusel, unde? Mi-o dai piciorul, mami, nu mai pot. Mami, mami. Ți-ai bătut joc de filmare, de toată filmarea. În prima filmare ți-ai bătut joc de aia, acum a doua ce a însemnat asta, dar nici măcar nu e galeta. Taci, mi-a luat piciorul, au, mami, dă-mă la spital mai repede că... Hai, urcă dacă ești prost, Dariusel, urcă, hai, doamne, urcă! Urcă, doamne, iartă-mă, acum trebuie să mai mergi și cu tine la spital, că ești prost rău de tot. Hai să te filmezi, măcar așa ai și tu foarte multe vizionări, bravo, măcar n-ai gândit-o, dar prostul le nimerește până la urmă, s-ar spune, dar să le... Ok, azi văzut momentul, azi văzut că eu n-am avut ce să-i fac, asta e chestia, n-am avut ce să-i fac și atât. Nu știu ce să mai zic, adică e un copil vai de capul lui, nu știu ce să mai zic. Acum, nu, chiar nu știu ce să mai zic, A plecat, acum el a plecat, s-a încapat acolo, acum el nu și-a făcut operație, el că un crotire a dat banii degeaba și zice că își revine. Mâine să duce piciorul, o să rămână fără picior. Dacă el nu se duce acum să se repare, ce să... e ceasul fix sau nu știu care e faza. Da, în fine, atât am de zis, nu știu ce să mai zic. Vai, fiica mea, nu știi să ai grijă de un copil, vai. Mamă, ia un loc aici mai bine, sau hai că mă duc după Dariusel. Bă, și doamne, iartă-mă mare bunică sa, mă, deci bunică sa totuși ține cu el și zice de maică sa că n-are grijă de un copil sau ceva de genul, dar unde s-a dus mă ăsta? Bă, Dariusel, mamă! Dariusel, mamă! Unde s-a dus mă ăsta? S-o fi dus? Cred că, ia mă, sunt curios, s-o fi dus el acolo, la domnul doctor, la astea, s-o fi dus el, sau unde s-o fi dus, mă, că nu înțeleg, mă, fiți atenți că s-a făcut și noapte. Băi, stați puțin, e a doua zi, sper că mai sunt șanse, Dariusel, sper că mai sunt șanse pentru Dariusel, că prostul, deci a trecut a doua zi și, deci dacă Dariusel, cred că rămâne fără picior, a trecut a doua zi, suntem în a doua zi, Dariusel că rămâne fără picior, trebuia să vină aici, unde e? Sper că e aici, doamne, sper să fie aici, domnul doctor, bună ziua, este Dariusel înăuntru? Nu știu, domnul doctor, da, e? Bună ziua, ce-a pățit? Din păcate s-a accidentat, mi-a spus asta, dar... E bine? Acum e bine? Da. Dariusel, mamă! Pui mic, trezirea, Dariusel! Dom'le, ce a făcut? I-a făcut anestezie, ce a făcut? Ce-a pățit? De ce se mai trezește? Da, i-am făcut anestezie ca să-i pot repara piciorul, din păcate. Cum adică din păcate? Dariusel, mamă, sper că... Bă, acum, fără glumă, asta să țin că trebuie să vin aici să nu mă audă domnul doctor. Bă, eu acum sunt costumat în Mexa, dar sper totuși că Dariusel nu o să pățească absolut nimic, că dacă pățește ceva, nu știu, să rămână fără picior, adică nu mai pot să mai fac nimic, nu mai pot să mai învăț viața fără Dariusel, adică nu mai putem să ne mai distrăm, nu mai pot să mai... Bă, acum vorbim de domnul lui Rafael, nu o să mai pot să mă mai distrez, în fine, hai că ne revenim în rol, stăm ca mama strictă și să vedem ce spune domnul doctor. Gata, domnul doctor, stați puțin că am crezut... ok, da, i-am făcut anestezie ca să-i pot repara piciorul, din păcate acesta trebuie să poarte o perioadă în scaunul cu rotile, dar piciorul va fi în regulă. Ok, mamă, deci mă speria sunt degeaba. Bun, am reușit să-i fac operația, înainte să adoarmă mi-a spus că vrea să vină prietenul lui Rafael să-l vadă, duceți-vă la el chiar acum, fiindcă se va trezi în curând Dariusel. Ok, e bine dacă își va reveni și dacă se va trezi, nu, eu sincer pentru mine vreau să vă zic faptul că e mult mai bine dacă acesta și ar folosi practic scaunul cu rotile, pentru că nu o să mai fie nebulatic, așa, și poate o să fie el din ce în ce mai atent și nu o să mai facă toate nebunăile, toate drăcerile pe care le face în timp, dar acum o să mă duc după prietenul lui Rafael, acum revin. Ok, mama, e bine, băi, e bine, fiți atenți că oricum e bine, pentru că o perioadă ar fi bine că să ne mai vină așa la cap, hai să ne ducem în partea asta, ușor, ușor, aici și să ne schimbăm, să ne dăm costumația jos, practic de mama strictă, ne revenim în costumul nostru normal, adică în viața noastră normală, Rafael, și după aceea... Cred că s-a trezit. Să mă duc ca maică sa sau să mă duc ca Rafael? Hai că mă duc ca maică sa prima oară, să vedem ce zice. Cred că s-a trezit sau ceva. Ia, că s-a auzit? Dariusel, mamă! Dariusică, cocolică! Darius, mamă! Mă, Dariusel! Mamă, trezirea! Domnul doctor, de ce? Dariusel! Bă, hai că te-am văzut că te-ai mișcat, Dariusel! Mă, ce... Uita, de ce mi-ai făcut ochii? Mă, Dariusel! Am putut să faci, Stai jos, bă, prostule! Rămâi în patul de spital, mamă, ce m-ai speriat, mamă, bă, da... Domnul doctor, sper că m-ai speriat... Bă, cât de prost ești, Dariusel, mamă! Doamne, hai că e prost, nu mai. Bă, m-a speriat pe bune, chiar m-a speriat, mamă, deci mi-a sărit inima, bă, dintr-o dată așa, bă, da, e nebun, mă, rău de totul. Stai că ne schimbăm acum în Rafael și vedem ce se întâmplă cu Dariusel. Să vedem ce reacție se aibă când vine Rafael și fiți atenți că o să joc eu într-un fel anume. Gata, hai că ne-am schimbat, hai să mergem acum repede. Bă, ce faci, mă? Ce-ai pățit? Ce? Pe m-a chemat maică-ta aici, ce-ai făcut? Ce-am făcut? Ce cauți la spital și ce cauți în scaunul cu rotile? A, pe fiantele, bă, Rafaele! Ce-i pății, mă? Pe fiantele, bă, Rafaele! Hai să zic pofte, hai! Ce? Hai cu mine, hai să zic pofte! Zici fiantele, bă, Rafaele! Zici fiantele! Eu făceam provocări nebune că ea, dacă tot n-am mai filmat cu tine... Ce făceai, mă? Ce provocări nebune visezi, mă? Pe fiantele, am pus-o pe mama să mă fileze... Bă, nu e... Dar să le ai că e singur om din spital, vorbește mai tare că nu deranjezi pe nimeni. Dar nu țipa la mine, dar o să mă vin după tine chiar așa și la mine, hai mă pe bune. Lasă-mă bă Rafaele, lasă-mă că-și n-apă, nici fiantele bă Rafaele, cu în casă cu mama mea și film, eu și mă am pus-o pe să filmeze. Doamne, dar să n-am auzit nimic. Bine, nici fiantele bă Rafaele, eu eram frumos cu mama mea și am pus-o să mă filmeze. Așa, să te filmeze ca să ce, dar să te-ai apucat tu de YouTube în locul meu sau și nu știu ce, și nu știu eu sau ce. Facem provocări nebune. Provocări nebune. Și chiar nebune, gen, care nu sunt bune, nu că nebune la modul crazy, sunt nebune, adică gen, sunt proaste rău de tot, adică, ce provocare să-ți văd piciorul ăsta, Dariusel, tu te auzi ce spui? Dariusel, tu bă, tu-ți vrei piciorul pentru ce, Dariusel? Pentru ce? Să faci o vizionare, Dariusel, că oricum tu nu faci mai mult de 5 vizionări. Pe fiantele, bă, Rafaele, pe fiantele, eu mă jucam frumos, făceam provocări nebune și era o provocare care trebuia să mă arunc. Așa, ce de ce te-ai aruncat? Că vine, convine ca cicile la mine, ca în piciorul și o să pun pe piciorul. Bă, chiar ești prost rău de tot, dar mersi pentru bani, ce să spun. Bă, da, chiar ești prost rău de tot, nu știu, gen, da, dar, bă, și cum ai reușit, mă, să-ți rup piciorul ăla? Și cum ai căzut pe picior? Unde te-ai aruncat? Cu talent! Dar unde te-ai aruncat, am zis? Știu unde e restaurantul la frumos, care cu Valentine's Day. Îl mai știi? Acolo m-am aruncat! Care restaurant, mă? De unde vrei să știu eu? Ce-ai făcut? Ce restaurant? Nu contează, bă, Rafael, nu contează! Care trebuie să știi tu? Bă, că deja mânești, bă, Rafael, atâta trebuie să știi! Mă lovi la picior ca să fac bani, ca să fac agici! Așa că hai că mă duc cu gagicile mele! Don't get me dirty. Love a lot. Bă, da, prostie. Mă, ce doamne, iartă-mă, mă, ce faci? Dar și antena, iubit, da, e frumos, nu? Uite, faci pupu, așa. Bă, dar să doamne, iartă-mă. Viteză. Nu mă prins, fii antena, că mă ascund aici. Bă, da, e prost rău, mă, nu știu ce se mai întâmplă cu el, sincer, mă. Mă, dar să le vii, ia... Alice, ajutor, Alice, Alice, bă, dar chiar, mă, Alice unde-i? Nu știu unde e Alice, dar să-l, pe mine mă întrebi unde e Alice. Alice 2012, nu știu unde e Alice, mă, dar să le, bă, întrebarea mea în momentul de față e, mă, tu cum ai, mă, nu strica asta, lui Alice, că vine și te bag. Da, Dariusel, au mâncat-o câinii, Dariusel, cred că la cum faci tu, cred că din cauza ta, Dariusel, nu, bă, Dariusel, bă, Dariusel, mă, copile, mă, Dariusel, ce-i pățit? Simt pe bune, Ți-am zis, mă, vii la picior, ai făcut provocări nebune, mă, vii la picior, atâta trebuie să știi. Păi și, doamne, Dariusel, de ce ai început să faci, bă, de ce nu m-ai chemat pe mine, mă, Dariusel, da, gen, stai puțin. Provocare să te arunci și aici, dar provocarea asta, de ce te-ai aruncat de acolo? Eu! Păi ce voiai să... Cum o să te arunci ca să rupi piciorul, să-ți rupi piciorul? Păi nu, că vreau să fac MLG! A, și n-ai folosit apa, nu? A, da! Păi și cum ți rămă piciorul? Nu știu! Bă, cât de prost ești, bă, Dariusele. Bă, Dariusele, în fine, nu mai contează nimic. Vrei să te duc acasă? Du-mă acasă, frate, că m-am dus singur acasă! Bă, ce... Cum te-ți părut? Bă, dar ăsta face magii în continuu, mă. Bă, dar nu știu acum, gen, ok, ce magii mai facem ăsta? Adică, cred că poate să și merg, sau nu știu care-i fac, mă, fraților, adică, pe bune, băi, sunt în creierul tău, băi, Rafaele. Bă, Dariusele, dacă tu știi să faci magie, nu știi să faci magie să și mergi? Cred că, batata fianțele, că mi-e lene. Se lene să mergea? Da, așa că, da, 3000 la cotis, e, mă cheamă Dariusel și merg în scaunul meu cu rotile. Stai! Vino! Ce vrei, omule? Pleci așa după mine, după mă chemi. Ai nevoie de mine dintr-o dată, nu? Da! Stai! Hei, fata, fii antenă! Ia pupa aici! Ce catricea mea, uite, frumoasă ce la picior am! Că sexy! Pupă! Așa! Hai, pa, te iubesc! Give me like what is! Don't give me dirty! Love! Ce-a făcut omul ăla? Ce-a făcut accident! Bă, tu chiar ai învățat să zbori pe bune? Cum stăteai așa? Ce să mai zic? Nu știu ce să mai zic, mă, ce... Noapte bună! Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.